Șoferul m-a prins, domnișoară, șoferul, deși au o gulănie în ei, n-au aer. Deci m-a prins în cad cu capul de asfalt. Profesorul de 47 de ani susține că se afla pe trecerea de pietoni, moment în care a trecut razant pe lângă el o dubă a poliției, care nu avea însă semnalele acustice și luminoase în funcțiune. Bărbatul a îndrăznit să le atragă atenția polițiștilor că ar fi trebuit să-i acorde prioritate. Un echipaj de poliție a trecut o viteză foarte mare și a spus, calc-mă, omoară-mă. Recunosc chestia asta că am spus-o. Da, fără. Deci s-a dus până în colț la Piața Traian, s-a întors în spate și până patru domni cu sigla miliției sau poliției românii, da, au venit și m-au lovit. Un, uitați, cot, umăr, deci a fost o chestie golănească. Deci unul a venit, mi-a dat piciorul drept, piciorul de sprijin, m-am dus. Imediat unul mi-a dat în ficat, mi-a ridicat și unul mi-a dat după cap. Și am căzut șoferul de la... Și m-au prins ca să nu cad cu fața de pământ. Totul s-a întâmplat sub privirile îngrozite ale trecătorilor care au anunțat ambulanța. Bărbatul a primit îngrijirile medicale la fața locului, dar a refuzat să meargă la spital. Într-o țară civilizată, nu? Nu este normal. Poate ne considerăm o țară civilizată. Cred că în Botswana sau în Namibia sau în Camerun poate eram mai bine apărați, încredere. Dumneavoastră ce profesie aveți? Din greșeală sau din păcate sunt profesor. Profesorul care a fost lovit chiar pe trecerea de pietoni de patru agenți de poliție a făcut o plângere. Cazul a intrat însă în atenția parchetului de pe lângă judecătoria Vaslui. Dascălul vrea despăgubiri morale de un leu, dar totodată vrea ca agenții de poliție să-și ceară scuze pentru abuzurile făcute. Șefii Inspectoratului Poliției Județene neagă acuzațiile aduse agenților. Aceștia susțin că profesorul se afla sub influența băuturilor alcoolice și fără absolut niciun motiv le-a adresat injurii agenților. Polițiștii au coborât din mașină, l-au luat de pe partea carosabilă și l-au dus pe trotuar fără a-l agresa.